Alături de mine în studio este Mihnea Nistor, stegarul de la Junii Tineri. Bine v-am găsit! Și de asemenea, prin telefon, este domnul Florin Nistor, coordonator Jun Tineri și reprezentant al Junilor Dorobanți. Bine v-am regăsit, Hristos a înviat! Adevărat a înviat, iată salutul tradițional al Junilor atunci când, mâine când vă vom vedea în toată splendoarea. Aș vrea să începem, să știți, cu un exercițiu de imaginație și aș vrea să încep cu dumneavoastră, domnul Florin Nistor. Dacă mâine... Să facem așa un exercițiu de imaginație. În timpul paradei, după paradă, ar veni la dumneavoastră un turist străin care nu ar ști despre tradiția junilor de aici din Brașov, ceea ce mi este greu de crezut, dar facem așa ca un exercițiu de imaginație. Ce le-ați spune? Câteva vorbe de suflet prin care să am convingerea că poate înțelege un lucru minimal și esențial al zonei, și anume că noi, junii din șchei Brașovului și Brașovul vechi, reprezentăm partea tradițională istorică încă din vremuri străvechi. Și spun asta având în vedere faptul că în lucrarea de doctorat al Oster Stinghe, Dietrocharen Oderschkeier in Kronstadt, domnul profesor amintește de primele două hrisoave care au fost comandate în anul 1503, deci început de secol 16, da. Au fost comandate 17 buzdugane, da. 14 în februarie și 3 în decembrie. Acestea se numesc dovezi indirecte pentru că nu este amintit numele june, dar este amintit numele denumirea de buzdugan, buzduganele știind că sunt niște arme ritualice, specifice, conducătorii cetelor, vătafului, armașului mare și armașului mic. De-a lungul timpului și încă de la începutul existenței junilor, care a fost de fapt scopul înființării acestor cete? Probabil că scopul înființării acestor cete la începuturi, având în vedere că exista o singură ceată, Compania Junilor, cunoscută mai târziu cu această denumire, iar astăzi Grupul Junilor Tineri, alături de sfatul bătrânilor, ca în orice comunitate, nu-i așa, prin care se asigura conducerea obștei, avea un rol probabil și de apărare și de protecție și de învățătură, deci cu un sens foarte larg în viața comunității. Mă bucur că astăzi am ocazia să stau de vorbă exact cum am început emisiunea, ar zice eu, în tonul emisiunii, adică ce înseamnă ducerea mai departe a tradițiilor și obiceiurilor în sânul familiei de juni, pentru că, deși unul este la telefon, celălalt în studio, este o familie de juni aici prezentă, ceea ce nu poate decât să mă bucure și mă adresez de această dată lui Mihnea Nistor și vreau să te întreb, Mihnea, când ai înțeles tu că va trebui să duci mai departe această tradiție? Și cum ți s-a părut inițial? Pentru că sunt convinsă că la vârstele mai mici ți se părea fascinant, așa, că să mergi cu calul, să te îmbraci frumos, să fii alături de tatăl tău. Păi, în primul rând, eu de mic am crescut în casă cu treaba asta. Uh-huh. Adică nu pot să mă imaginez pe mine sau familia mea fără juni, fără să fie în acest context. Da. Noi în fiecare an am avut cai în curte, am avut pregătiri de Paște foarte, foarte... ample, să zicem, ample, nu? Ample, uh-huh. Exact. Și, da, nu știu, mie mi se pare ceva normal, adică e în sânge. Nu... Ți s-ar părea poate anormal să nu duci tradiția mai departe? Da, mai mult asta mi s-ar părea anormal, adică, nu știu, nu e deloc stresant, nu e un chin, uh-huh. e o plăcere. O onoare, să da, zic așa. Da. De la ce vârstă ai început să înveți așa mai în detaliu despre tradiția junilor, să înțelegi simbolistica acestei tradiții? Din momentul în care am intrat în Grupul Junilor Tineri, adică de la 14 ani. Spune-mi, care este ritualul, dacă îl putem numi așa, de a intra într-un astfel de grup, într-o astfel de ceată? Deci, înainte era simplu, trebuia să fii tânăr din schei. Astăzi, din cauza modernizării, să spun așa, mulți nu mai vor să participe și... Mulți și pleacă din schei. Da, și pleacă. Iar noi suntem dispuși să primim
orice tânăr dornic, da. Însă trebuie mai întâi intervievat, ca să-i spun așa. Trebuie o cerere. Ce presupune asta? Păi, în fiecare, la fiecare început de an, noi facem o ședință, da. În care venim, discutăm toate activitățile din an și apar membrii noi cu o cerere, da. Iar noi îi acceptăm sau nu, depinde da. De caz. Da. E... Domnul Florin, ascultându-l pe Mihnea, știți la ce mă gândeam? Mă gândeam la un detaliu foarte important. Sunt foarte multe festivaluri, dau exemplu de reinterpretarea unor scene de luptă din Evul Mediu sau de reinterpretarea unor scene cu cavaleri, cu prințese, dar totul este pe fondul unor povești, unor legende, unor date într-adevăr și concrete, istorice. În schimb, junimii mi se pare că trăim de fapt istoria pe viu, pentru că este o treabă foarte serioasă, chiar dacă pare așa la început că noi așteptăm tinerii să vină, dar ei trebuie să treacă anumite etape de preselecție, de interviu, să se potrivească poate că cu ceea ce înseamnă simbolistica junilor. Da. Deci un jună tânăr, dacă ne referim da. La grupul junilor tineri, dincolo de cererea înscris pe care o adresează conducătorilor grupului junilor, el mai trebuie să își facă rost de haine, în timp chiar să devină hainele lui proprii. Da. De asemenea, să aibă o conduită bună în societate, da? Pentru da, că da. Tot ceea ce facem în viața socială se poate răsfrânge și asupra imaginii junilor. Și după aceea urmează acele ritualuri, să le spunem, de inițiere, probe de bărbăție, da? Ei fiind viitorii noștri bărbați. Da. Precum aruncat un țol, chiar și aruncatul buzuganului, sunt zone de maestrie. Și tocmai de aceea primim cu junii de la o vârstă de crudă, dar nu foarte crudă, adică să aibă un minim 13 ani, anul în care vine. De ce? Pentru ca să poată să ducă calul, să înțeleagă de fapt aceste manifestări, să exact. Știe să danseze hora junilor, pentru a evita eventualele accidentări. Și pentru că mi-ați ridicat așa mingea la fileu, te întreb pe tine, Mihnea, ce cuprinde un costum, o ținută a junilor tineri? De altfel și tu ai venit îmbrăcată astăzi într-o parte din ceea ce înseamnă ținuta da. Junilor tineri. Ce cuprinde? În primul rând pălăria. Da. Așa. Da. În jurul căruia noi ne punem tricolorul României. Uh-huh. La spate avem trei cozi. Da. Așa. În al doilea rând noi avem liberul, care este vesta de pe interior, și șpențelul. Da. Pe lângă fuste, cioareci și cizme, bineînțeles. Da. Necesită o, nu doar o pregătire, ci și o îngrijire aparte pe parcursul anului, atunci când nu aveți astfel de evenimente? Bineînțeles, ele trebuie păstrate cu grijă, trebuie ferite de moli, uh-huh. adică trebuie ținute într-un mediu destul de da. Favorabil. De obicei, noi le acoperim, le punem în niște huse speciale și le păstrăm curate și da. Pregătite da. Pentru următoarea ieșire. Există croitori specializați sau care se pricep să facă aceste costume? Din fericire, mai avem câțiva. Da. Care știu să facă și să confecționeze și haine de jună de bărbat, cât și de femeie, și bineînțeles în jurul Brașovului mai avem o persoană care se ocupă cu confecționarea hainelor populare, pentru că altfel știți cum este, da. Ajunge să fie foarte greu, că totuși trebuie păstrat o linie a croiului, chiar dacă haina este nouă. Așa și este. Mă întrebați mai adineauri da. De o luptă. Da. Te dau lupta. Junii nu dau lupte propriu zise cu sapia, cu... Nu, ei dau o luptă cu ei. Pentru că astăzi important este să ne luptăm noi cu noi pentru a înțelege că tradiția trebuie dusă mai departe, indiferent de contextul vremurilor.
Sunt anumite elemente din costumul junelui care sunt păstrate din generație în generație. Remarcă acești butoni, nasturi, care sunt speciali, care nu știu dacă se găsesc chiar atât de ușor sau sunt păstrați de la o generație la alta. Nasturii, care, așa cum ați precizat, sunt o podoabă pe Leiber și Spenzel. Unii sunt preluați din tată în fiu, cum îi are Mihnea, iar eu, pentru că aveam un singur rând de nasturi, da, mi-am confecționat acești nasturi. Încă și aici avem norocul că mai găsim bijutieri care pot să lucreze în filigran, dându-le ca model un astfel de nasture. Așadar, sunt dintr-un metal prețios. Argint. Argint. Am înțeles. Da. Există anumite etape sau cum se procedează în interiorul cetelor de jun? Și aici mă refer, intri la junii tineri. Există o anumită vârstă, un anumit moment în care se poate trece și la o altă ceată? De fapt, se poate trece de la o ceată la alta de jun? Sigur că da. Ce presupune? Păi, așa, după cum v-am zis, vârsta minimă ar fi 13 ani. Da. Sau un an în care împlinești 14 ani, da, poți să vii la junii tineri. Iar de la junii tineri ieși după ce ai ieșit din feciorie. Adică te-ai căsătorit, să zicem, la 26 de ani, da, ai plecat de la junii tineri și dacă dorești să continui, îți alegi una din celelalte 6 grupuri de juni, da, unde urmează să continui activitatea. Sau nu te-ai căsătorit, în jur de 30-31 pic de ani tot trebuie să pleci, că deși nu mai ești însurat, dar nici fecior nu mai ești. Da. Așadar, după etapa junilor tineri, ei pot alege la oricare dintre celelalte grupuri de jun la care să meargă, nu? Sigur că da. Și între grupurile de jun, la un moment dat în viață, tot așa pot face o schimbare? Sau ții linia familiei, să zicem? De regulă, celelalte grupuri de juni care, generic vorbind, au titulatura de junii bătrâni, da, da? Noi toți ceilalți suntem de fapt juni bătrâni, da, întâlniți sub 6 denumiri. Junii bătrâni, curcan, dorobanți, brașovicheni, da, roșiori, albiori. E, membrii acestor grupuri de juni, constituiți în asociații, în principal rămân toată viața lor acolo, dar sigur pot să mai migreze, să-și mai manifeste opțiunea și către un alt grup de jun. Se ține în general cont de linia familiei? Adică dacă tatăl a mers la un anumit grup de jun după junii tineri, se păstrează această linie? În 90% din cazul, uh-huh, răspunsul este da. Mihnea, tu ai de gând să o păstrezi? Normal. Asta însemnând unde vei merge după? Adică junii dorobanți. Ce știi despre junii dorobanți acum? În momentul de față, știu că ei sunt cel mai tânăr grup înființat din, da, cele 7. În 2023 au avut anul centenar. Așa, și... Și abia aștept să mergi în ceata lor, nu? Nu, abia aștept, mai... eu cred că știu de ce, că a fost ce a zis tatăl tău când ai auzit însurătoare. Parcă n-aștepți chiar așa repede să te, nu, duci, nu? Am 19 ani, încă mai am timp. Asta zic. Deci nu, să nu ne grăbim totuși, da, domnul Florin Nistor, să le luăm toate așa, pe rând. Spuneți-mi un pic, dacă ar fi la momentul acesta, să spuneți unul, două elemente de identificare a acestor grupuri, a fiecăruia în parte, atunci când turistul vine la Brașov să urmărească această minunată paradă. Pentru că de foarte multe ori, fiind în mijlocul turiștilor, auzeam, uite, junii brașoveni, da, dar de ce unii au căciuli, alții au pălării, spre exemplu? Deci este, diferențierea este foarte simplă și vizibilă. Sunt practic 5 grupuri, cum le zicem noi, ei negri, da, și 2 grupuri ei frumoși. Adică junii tineri, junii bătrâni, junii curcani, dorobanci, brașovecheni, avem hainele negre, Leiber și Spenzel, de culoare neagră sau de un blămaren închis, da, cu fustă, cu cioară și cu cizme. Diferența între noi o face podoaba capilară și anume, junii tineri au pălărie rotundă, cu calotă rotundă, cu bururi largi, de culoare neagră și tricolor. Junii bătrânii au același tip de pălărie, dar fără tricolor.
junii, curcanii, au pălăria, au căciulă neagră, model Mihai Viteazu, cu pană de curcan și cu stema regalității. Junii dorobanți au același tip de căciulă, model Mihai Viteazu, doar brumărie, cu două capete de leu, cu lănțicuri legate între ele, cu pompon și rujă laterală. Junii brașovăcheni au tot o căciulă din lână cu țugui, de acolo li se trage și porecla de țuțuieni. După aceea urmează cei frumoși, adică roșiorii, cu, ca și albiorii, au aceleași cămăși albe cu paietă și cu modele înflorate, predominând vița de vie. Iar pe cap poartă roșiorii o căciulă model Alexandru Ioan Cuza, se pare că le-a fost dăruită de către Nicolae Iorga, ei, ca noi toți ceilalți, purtând până atunci, până în anul 1927-28, căciula neagră cu pană de curcan ca și dorobanții, și încheiem cu junii albiori, care au o căciulă tot model Mihai Viteazu, tot din lână, de culoare albă, da, cu pompon și cu ruje tricoloră. Ai și colegi în acest grup al junilor tineri la început de drum, novici, pentru care această sărbătoare va fi prima. Da, da, da. Cum o trăiesc ei? Au emoții? Chiar dacă sunteți bărbați, domnule, dar totuși emoțiile sunt omenești. În momentul în care se gândesc, vor urca prima oară așa o mulțime de lume. Bineînțeles că au emoții. Bănuiesc că niciun călăreț din parada asta nu are cum să nu aibă emoții. Adică este ceva unicat, nu găsești așa, da, ceva nicăieri în lumea asta și emoțiile apar peste tot, bănuiesc că și de la oamenii care ne privesc. Cum a fost relaționarea ta prima oară cu un cal? Pentru că și aici, și la acest capitol, de-a lungul anilor, făcând mai multe interviuri cu membrii junilor brașoveni, de foarte multe ori mi s-a spus că există o comunicare între călăreți și cal, chiar dacă în zilele noastre, trebuie să le spunem celor care ne ascultă, nu toți junii au calul acasă, pentru că există posibilitatea de a închiria special pentru acest, da, eveniment. Da, în primul rând, aproape niciun june nu mai are cal acasă. Uh-huh. Și relația cu calul trebuie stabilită de ceva timp înainte, adică trebuie să mergi să vorbești cu el, îl călărești, adică, da, practic îl testezi. El. Da. Vezi dacă e compatibil cu tine, pentru că în paradă nu trebuie să existe niciun eveniment, trebuie să mergem toți grupați, fără ca călărețul să... Doamne ferește să cadă de pe cal sau așa să este, se întâmple cine știe ce. Așa este. Așadar, există această relaționare, este cât, da, se poate de reală pentru cei, da, care ne ascultă. Pare așa ciudat când zici, domnule, să vorbesc, dar știm foarte bine, mai ales iubitorii de animale, știm cât de importantă este inclusiv această, da, comunicare non-verbală cu ființele necuvântătoare din jurul nostru. Domnule Florin Nistor, există o ordine în care brașovenii de fiecare dată vor vedea și urmăresc parada în care apar junii? Și ce se întâmplă, de fapt, o astfel de paradă? Există o ordine bine stabilită de ani și ani de zile. Parada este deschisă de către fanfara pusă la dispoziție cu generozitate de către Academia de Aviație Henri Coandă. Le mulțumesc și pe această cale. Sunt niște oameni deosebiți și cu suflet mare. Și junii încep întotdeauna deschiderea cu junii tineri. Pătaful lor este întotdeauna primul din toată această paradă. După care urmează conducătorii grupului junilor curcani, bătrâni, dorobanți, brașovecheni, roșiori, încheiem cu albiorii, iar anul acesta avem o surpriză frumoasă, plăcută, să sperăm că vremea nu o să ne întristeze prea mult. În spate vor fi 5 șarete în care vor veni oficialități de la Ministerul Culturii, probabil și de la Primăria din Nuremberg, care urmează să ne înfrățim și, da, cu oficialitățile locale. Eu cred că este o sărbătoare unicată în România, mai ales, așa cum le spun la ședință de nenumărate ori junilor tineri și nu numai lor,
ceea ce se întâmplă la Brașov, eu o trec la capitolul miracole, pentru simplu fapt că o tradiție de sute de ani are loc într-un cartier al unei metropole. Într-adevăr, într-adevăr suntem norocoși. Mihnea, mă gândeam chiar acum la faptul că, în primul rând, ne apropiem așa de finalul discuției noastre și vreau să vorbesc despre această funcție a ta. Pentru că atunci când te-am întrebat, domnule, uite, cum te anunți membru al junilor tineri, mi-ai zis, nu, stegarul junilor tineri. Ce înseamnă pentru tine acest lucru și ce înseamnă, în general, pentru a înțelege și noi, a fi stegarul grupului de jun tineri? Deci, la junii tineri, în primul rând, și la toate celelalte grupuri, există 5 șerși. Văta, farmaș mare, armaș mic, sutaș și stegar. Stegarul tot timpul va fi în față, ducând steagul, pentru că asta este emblema noastră, este emblema grupului junilor tineri. A fost greu să obții postul acesta sau cum se face? Nu, de obicei, în funcție de vechime, de cât de potent ești să duci această funcție, da. Adică... Așadar vine și cu o oarecare responsabilitate, da, ducând simbolul grupului de jun pe care îl reprezinți, da, nu? Da, clar, clar. Domnule Florin Nistor, vorbeam despre parată, despre ceea ce se va întâmpla mâine. Am vorbit, iată, și despre acest mod de a duce mai departe tradițiile. Vă întreb acum cu toată sinceritatea. Aveți încredere că tradiția junilor în familia Nistor va fi dusă mai departe și este pe mâini bune? Am o certitudine pe partea asta, dar nu numai în familia Nistor. Și în general, între toți junii, știți, noi suntem frații în ale juniei, cuvânt greu și important, așa cum sunt la fel de grele aceste cuvinte și în partea de religie, nu? Suntem frații întru Hristos, iar noi mai suntem frați și în ale juniei. Sigur că da. Dacă ne pricepem și... ne dăm silința să așezăm tradiția în contextul vremurilor de astăzi, fără să-i alterăm substanța, tradiția va merge mai departe. Și pentru că nu vreau să încheiem până când nu vorbim despre... Atunci când spui juni, de cele mai multe ori te gândești la partea masculină a tot ceea ce înseamnă această sărbătoare. Dar nu trebuie să facem abstracție. Știți că există o vorbă că în spatele unei femei puternic, în unui bărbat puternic se află o femeie și mai puternică. În spatele unui june puternic se află și o juniță? Întotdeauna. Mai ales la noi, cei căsătoriți, da? Desigur că da, ar fi nedrept să nu amintim și de junițele noastre. În fond, ele reprezintă seara și piperul din viața noastră. Au hainele lor frumoase și sunt puțin atipice ca întregul ansamblu al portului junilor, că acesta nu este un port tradițional, este un port de sărbătoare care îmbină elemente rurale cu cele urbane, iar aceste junițe, dacă le privim, ne amintesc ușor așa de domnițele de secol 16-17 de la casele boierești. Exact. Ele ne însoțesc mereu, doar că activitatea lor îmbrăcată în haină de jună este mai restrânsă, pentru că evenimentul este eminamente bărbătesc. Și atunci avem puține activități care, în care participă junițele noastre. Aș completa puține activități vizibile, că în spate cine gătește toate bunătățile, nu? Cu care se laudă junii. Exact, am zis îmbrăcate în haina exact, de juniță. Exact. Pentru că, de fapt, tot ce se întâmplă mâine, dincolo de pregătirile noastre cu caii, cu defilatul nostru prin cetate, ele întotdeauna ne așteaptă cu masa pusă. Rolul de juniță este dobândit numai în urma căsătoriei sau dacă, spre exemplu, există o fată într-o familie de juni, aceasta poate să dobândească acest rol de juniță? Sigur că da. Deci marea majoritate devin junițe urmare a participării soțului la aceste grupări, da. Dar avem și cazuri individuale când doamna dorește, da, să devină juniță și atunci se aplică aceeași regulă
capă peste tot. Face o cerere, o depune la grup și în urma votului devine membru. Vreau să vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături.